Da, Răzvi. Alo. Bă, ghiși ce s-a întâmplat. Te ascult. Am ieșit cu mașina la o plimbare, știi? Și cum veneam dinspre centru, pe lângă gara, era poliția. Am făcut dreapta și m-a oprit. A venit agentul la mine, m-a întrebat dacă știu de ce m-a oprit. I-a zis că nu. Și mi-a dat amendă, mă, 5.000 de lei! 5.000 de lei! Ai făcut-o ceva, mă, Răzvi, 100%, nu te-a oprit ăla de prost. N-am făcut, mă, nimica. Am condus chiar super ok. Cred că vrea să-și facă norma sau ceva. Auzi, n-ai să-mi dai niște bani pentru amenda asta? Nu, nicio șansă, mă, Răzvi, hai să-ți explic eu cum stă treaba. Deci, dacă greșești, mergi să iei amendă. Înțelegi? Învață să conduci, în pui mei. Nu știu, ne-am luat azi mașina, acum ne crede mari șoferi. Învață să conduci și nu o să mai ai nicio amendă. Da? A, e ok, mersi. Lasă așa. Ne auzim. Stai, mănunchi! Alo? Alo? No. Rog să sunați aici. Așa. Deci aveți 48 de ore să plătiți amenda și dacă o plătiți în 24 de ore, plătiți jumătate, da? Ok. Aveți ceva întrebări? Nu. Na, bine. Mulțumesc. O zi bună. Bă, frâne, ghiși ce s-a întâmplat. Să plătiți amenda și dacă o plătiți în 24 de ore, plătiți jumătate, da? Bine. Aproape că intră în mașină. Deci... Bă, eu cum o să se mea de-aia? O plătesc. Bravo. Am dat 60 de lei pe căciula aia în puii mei. 60 de lei, îmi vreau... De gay, bă, de să mă. Bă, am dat... Buget redus. Fără să sunați aici. A știut că... Ba, ce amuzant a fost. Cum veneam dinspre centru, pe lângă gara, acolo cum faci dreapta. Aur! I'm